Această emisiune vă este oferită de Romasia. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Glasul Tribunei. Suntem la ceva mai mult de 24 de ore de la un nou meci al echipei noastre, încheiat fără gol marcat. Este vorba de o remiză la Universitatea Cluj. Un punct câștigat de echipa noastră, cum spuneam, fără să reușească să perforeze poarta adversă. Și tocmai de aceea, poate pentru a-i stimula pe băieții noștri în ceea ce privește meciul de săptămâna duminica viitoare în fața Rapidului, am decis să avem în seara asta un invitat și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră, care știe cum e să marchezi pentru UTA, pentru că a făcut-o de multe ori. Este vorba de fostul atacant al Bătrânei Doamne de la începutul anilor 90, Dorel Toderaș, pe care l-am invitat în seara asta nu doar în calitate de fost jucător al UTA, ci și în calitate de președinte al asociației Old Boys UTA Bătrâna Doamnă. O asociație care, despre care o să vorbim și care o să vedeți că reunește foarte mulți jucători cu care mulți dintre noi am copilărit. Și o asociație care are o interesantă provocare în față, deoarece săptămâna, la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact sâmbătă, veți avea un eveniment foarte interesant. Este vorba de Memorialul Legendelor, despre care de asemenea o să vorbim. Acela fiind, practic, și subiectul principal a emisiunii noastre. Dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să încep prin vă ruga să ne dați câteva informații, pentru că e o premieră, sunteți pentru prima dată aici, pentru că vorbim prima dată despre asociația Old Boys UTA Bătrâna Doamnă. Să ne spuneți câteva cuvinte despre acest grup pe care l-ați format, de unde a venit această idee și cum s-a închegat această poveste frumoasă. Bună seara și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Adevărul e că sunt puțin copleșit de emoții discutând atât despre UTA, cât și despre asociația pe care dintr-un vis, dintr-o dorință am format-o. Totul a pornit pe meleagurile bihorene, fiind invitat și eu și Adi Negrău la un meci, amical, de băieții de acolo, din zonă. Și purtând anumite și mai multe discuții, am simțit că, și a fost părerea unanimă a celor prezenți, că totuși parcă ar trebui făcut ceva mai mult, ceva nou. Ar trebui să facem ceva pentru băieții, pentru acești Old Boys. Pentru băieții care mai de mult, cum ați spus și dumneavoastră, au făcut ceva pentru acest club. Totul a pornit, poate, mai mult dintr-o mare dorință de-a mea. Nu pot să spun că e o glumă, pentru că nu a fost așa. Dar mi-am dorit enorm de mult să-i văd pe toți foștii mei colegi, pe cei care, înainte, am făcut ceva pentru acest club, să-i văd uniți, să stăm împreună din nou la masă, să putem depăna amintiri. Îmi lipseau glumele, îmi lipseau... șicanele din vestiar. Vreau să-mi reamintesc de anumite perioade, anumite clipe petrecute împreună. Și totul a pornit așa, puțin, nu gândeam încrezător, dar pesimist, așa. Mi s-a părut că cer prea mult, poate vreau prea mult. Dar inima și sufletul îmi dictau că trebuie să fac ceva. Așa s-a născut, am încercat să continuăm vechea tradiție, ceilalți Old Boys UTA, nu am reușit nici cum să ajungem la un consens și atunci am hotărât că facem o nouă asociație. Am trimis rezervarea de nume la București, ne-a venit Old Boys Bătrâna Doamnă. Și am încercat și cred că am reușit să adun alături de mine mulți foști colegi și multe personalități, pot să zic, din fotbalul ardean. Și le mulțumesc din suflet pentru lucrul ăsta, au crezut în mine și cred în visul meu. Haideți să vedem pe cine ați... E clar că nu o să puteți să-i enumerați pe toți, pentru că am văzut că sunt foarte mulți. Dar dați-ne câteva exemple pe care le considerați poate mai reprezentative, fără să se supere cei care poate n-ar fi atinși, dar așa ca repere vis-a-vis de generațiile pe care le aveți în asociația dumneavoastră. Alături de noi este Nea Gobi Biro, care este și președintele onorific al asociației noastre. Avem pe domnul Jivan, domnul Cura,
domnul Axente, domnul deci Bedea. Ați început cu generația Feyenoord. Am început cu generația Feyenoord pentru că știți cum ei sunt modelele noastre și au fost a tuturor și vor fi și în continuare pentru toți arădenii, bănuiesc. Tot din generația veche îl mai avem și pe Marcel Coraș. Helmut Ducadam a acceptat invitația noastră să intre în grup. Gaica, Ungur, Negrău. Deja ajunge la colegii cu care ajungem să împărțim la cei cu care împărțim vestiar, da. Și din generația mai nouă l-avem pe Gligor Alin, care este și vicepreședinte, așa. Poate ar fi bine să și spun care e organigrama noastră. Da, eu fiind președinte, cum a spus și dumneavoastră, Negrău Adi este vicepreședinte cu Gligor Alin și cu Burtea Raul, iar secretar este Grad Marius. Bun. Nu pot să nu constat că aveți un vicepreședinte care știe cum e să joace finale de Cupa Campionilor. Exact, exact. Adam mâna cu Raikar, Gulic și Van Basten. Și asta pe lângă faptul că l-aveți, cum spuneați, și pe Helmut Ducadam, dar Adi Negrău e mai de-al nostru, că s-a întors la Arad și a continuat viața aici. Bun. Astea au fost începuturile. Am văzut că, deși... Ca asociație, sunteți o asociație foarte tânără, deja ați avut ceva activitate până acum. Da, am avut și îmi doresc. Ca orice echipă nouă înființată, primele meciuri amicale, primele teste, exact, primele... Exact, da, da. Eram la început, interesant, a fost să doream atât de mult, deci mi-am dat seama că este un vis foarte măreț. O implicare, cere o implicare totală. La început, poate am luat un sub formă de joacă, ca o distracție, ok, facem, drăge, ne întâlnim. Am ajuns la concluzia că trebuie foarte multă seriozitate și, în primul rând, mă cunosc pe mine. Știu că sunt un om corect. Și asta am încercat să transmit și Asociația Olboz Bătrâna Doamnă tot timpul va fi înconjurat de acest cuvânt corect. Totul ce se va desfășura la noi, cum va fi corect și cu inimă și suflet. Am prima întâlnire a noastră, să zic, mai puțin mai sentimentală a fost, am încercat să facem un meci, am și făcut un meci cu Timișoara pentru Hidișan. Am încercat să strângem niște fonduri, să ajutăm și noi cum putem pe stadionul Motorul. Din păcate, Hidi s-a stins, a pierdut lupta cu viața. Pare foarte rău, dar... mergem în continuare, ce să facem? Viața, cum se spune, sita din păcate cerne. Și, dar oricum, noi ne vom zbate, vom încerca să ajutăm cât putem și pe cine putem. Oricând, dacă vom fi chemați, vom fi solicitați, vom răspunde prezent și ne vom da și sufletul și inima pentru oricine are nevoie. Pentru că m-am mintea și de momente mai triste și pentru că în emisiunea asta o să mai facem legăturile cu Bihorul de care sunteți atașat, pentru că de acolo ați venit la UTA. Am văzut că ați participat și la un memorial chiar vara asta, da, la Oradea. Da. Da, Dumitru Burescu. Și el a fost jucător, a fost coleg cu mine la Motorul și am fost invitat de către cei de la Oradea, noi toți, Old Boys, un meci în memoria lui. O primire extraordinară și mă bucur că atât noi cât și cei de la Oradea încercăm să nu uităm legendele sau colegii care au jucat sau au fost alături de noi în trecut. Și pentru că vorbim de legende și de memoria lor, exact aici ajungem, pentru că iată, ne aflăm la puține zile înainte de primul mare eveniment din organizat de asociație. Da. Vorba de acest memorial legendelor. Haideți să detaliem cu începutul. Cum v-a venit această idee să faceți un eveniment, un asemenea turneu, mai ales că am remarcat că acolo apare specificat clar ediția 1. Deci îl vedeți, bănuiesc, ca și o continuare, o ciclică. Da, îl văd ca un început. Interesant, da. Am, de multe ori stau așa seara după masa și stau și mă gândesc la clipele trecute, mă gândesc la prezent. Încerc să captez tot felul de idei, sentimente, mă năpădesc tot felul de sentimente, de ce aș putea face, ce ar trebui să fac, cam ce responsabilitate ar trebui să am conducând acest grup.
atât față de băieți, cât și față de Arad, pentru că noi, în primul și în primul rând, reprezentăm UTA, ca și club, reprezentăm Aradul și dacă suntem chemați și anul viitor vom fi chemați și la un turneu internațional, reprezentăm efectiv România. Și atunci stau și mă gândesc cam ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, ce aș putea eu face. Așa vin și ideea asta. Am vrut în primul și în primul, din câte mă amintesc eu, la, până acum s-au făcut doar singulare, doar memoriale sau evenimente singulare. Și am încercat cât de cât să cuprind, să încerc să cuprind din fiecare generație câte un reprezentant dintre cei care nu mai sunt între noi și care totuși au făcut ceva pentru acest club, UTA. Deci este vorba de un turneu care este dedicat foștilor mari jucători care nu mai sunt prin, da, nu mai, exact, nu mai sunt printre, exact, noi. Am văzut pe afiș că, da, să aveți destul de multe nume prezentate acolo, începând de la Coco Dumitrescu, la Johnny Broșovski și Formatil, domnul Vidac, mai l-avem pe Popovici, Lucaci, Sinescu, Himmler, marele masor Bicke, da, și ultimii plecați dintre Popa, noi, da, și cu regretatul Ionuț Popa. Deci va fi până la urmă un turneu. Haideți să vedem amănunte pe cine ați invitat la acest turneu. La acest turneu am invitat o echipă din Timișoara, Old Boys Timișoara, Poli Timișoara, și de la Oradea, Old Boys FC Bihor. Și m-am gândit, mi-am venit așa o idee într-o seară, zic, ar fi, nu știu, frumos și foarte elegant din partea noastră, dacă am invitat și o parte dintre inimoșii suporteri pe care are momentan UTA. Și vorbind cu ei, le-am spus să-și facă o selecționată. O echipă, da. Da, o echipă, și i-am invitat cu drag și pe ei la acest eveniment. O să fie interesant, dacă stăm să ne gândim așa, că va fi UTA, Poli Timișoara, FC Bihor și o reprezentativă a suporterilor UTA-i. Iată că se poate trece peste rivalitatea dintre cluburile astea pentru un scop nobil. Da, eu zic că rivalitatea consta doar în plan sportiv. Eu zic că nu a existat niciodată rivalitate umană, nu a existat niciodată probleme din punctul meu de vedere. Nu am avut ocazia să prind vreun meci între, da, UTA și Poli. Da, dar pentru Poli promovase înainte de cea, da, din asta, exact, și nu ne-ați mai prins. Și noi eram în Liga 2 atunci. Dar, zic, eu știu, e o chestie umană, e o chestie frumoasă să ne întâlnim, să jucăm, să depunem amintiri. Scopul e să cinstim memoria celor care nu mai sunt între noi. Pentru fotbal de bună calitate. Exact. Cu cine vor veni? Chiar sunt curios acum. Ați ținut legătura cu cei de la Timișoara? Cu cine va veni Poli? Să vedem ce rival vom avea. Sincer, încă aștept din partea lor lotul, dar știu că Crișanov, el se ocupă de Old Boys la Timișoara, iar la Oradea este un domn Adi, care chiar este un băiat extraordinar. Cu el ne-a și invitat la Memorialul Burescu și cu el am ținut legătura și am considerat că sunt băieți foarte de treabă și de caracter și am invitat și noi la rândul nostru să participe la acest memorial. Cum sunt meciurile de Old Boys pentru cineva care nu a văzut? Totul mai se gândește, oamenii ăștia nu mai joacă fotbal de atâta timp. Cum pentru cei care nu le-au văzut, cum se desfășoară? Adică pe teren se mai vede ceva din magia aceea pe care au avut-o mulți dintre ei? Pentru că la toate echipele numerate, inclusiv la noi, sunt jucători aceia numărat care chiar au jucat la un nivel foarte ridicat. Da, la anumită vârstă este maturitatea, atât fizică cât și intelectuală. Dorința este extraordinar de mare, rivalitatea iarăși, dar totul este temperat, totul este, vreau să zic, mai moderat. Problema mare este că mintea dictează, corpul nu mai poate. Deci, dar totuși încercăm, fiind la aceeași vârstă, uneori, cum să vă spun, se egalizează, exact, și chiar sunt surprins de anumite calități pe care, sau condiții fizică pe care au anumiți colegi de-ai mei.
chiar sunt impresionat de multe ori de modul în care se dăruiesc, de cât de serios sunt și acum, în ziua de azi, și cum se dedică jocurilor, cât de serios privesc aceste jocuri. A bine, în limita sportivității, vreau să zic. Pe jucătorii din ziua de astăzi tot se vorbește foarte mult de tot felul de tehnici și modalități de a-i motiva. Deși ei sunt fotbaliști profesioniști, sunt bine plătiți, au și miza jocurilor, dar nu asta ce vă motivează? Că spuneați că sunteți foarte, foarte determinați atunci când intrați pe teren în meciurile astea. Nu știu, cred că așa m-am născut. Adică dorința asta mereu de a câștiga, de a demonstra, de a încerca să fii mai bun. Intri pe teren, îți dai sufletul. Culorile pe care le aperi sunt unice, sunt singurile pe care le vezi în acel moment. Nu știu, poate temperamentul meu, stilul meu de a juca serios, de a da totul pe teren în fiecare clip, în moment. Nu știu, cred că asta e și dorința aia, adică, nu știu, respectul ăla pentru nume, pentru culori, contează enorm de mult. Asta a contat la mine cel mai mult. Am jucat la Oradea, am apărat culorile roșu-albastre, au fost unice pentru mine. Am venit la Arad, alb-roșu a fost totul pentru mine. Am jucat la Debrecen, am avut norocul alb-roșu la fel. Deci echipele la care am jucat, tot timpul am încercat să dau totul din mine, să încerc să fiu cel mai bun, să dau cele mai multe goluri, eu să fiu în centru atenției, eu să fiu cel mai bun. Am nu știu de câte ori cât am reușit, dar inima și sufletul, nu știu, așa mi-au dictat tot timpul, că trebuie să dau totul, până la ultima picătură. Ai simțit aceeași emoție când trimiteți mingea dincolo de linia porții? Da, deci și în ziua de astăzi, tot timpul îmi doresc să dau gol, îmi doresc să fiu sunat de mama care știe fiecare meci pe care îl disput, că este la Old Boys, că este amical sau este în curtea școlii, mă întreabă dacă am dat gol, pentru că fiind tânăr, așa mi-am obișnuit pe părinții mei, fiind vârf, știau că trebuie, eu sunt cel care dă golul și tot timpul mă întreabă, ai dat gol, ai dat gol, ai dat gol. Atunci este că nu dau, găsesc tot felul de motive, că am fost puțin obosit, că astăzi nu mi-a ieșit sau... Dar, n-ați primit pasa unde trebuia? Da, nu, asta nu, că, pentru că băieții știu... Fără să audă ceilalți, da. Fără să audă, da, pentru că se supără pe mine. Da, spuneați de părinți, din păcate ați prins o perioadă în care părinții nu puteau să vadă la televizor pentru că meciurile televizate erau foarte puține și e păcat și pentru generațiile de astăzi că au rămas puține mărturii despre felul cum se juca atunci. Era un fotbal în același timp foarte fizic, dar în același timp tehnica jucătorilor era de un alt nivel. Pe dumneavoastră și pe, mai ales acum vorbiți nu doar de dumneavoastră, ci și de ceilalți colegi, ce ați observat? Bun, e clar că de la o vârstă, cum spuneți, fizic sunt anumite limitări, dar când mingea vă mai ascultă? Ei ascultă, da, ei sunt chiar, mi-amintesc de multe ori și facem comparație cu perioada în care jucam la un nivel mai înalt, să zic, eram mai tineri și jocul pe care îl practicăm acum. Vorba cuiva, cine a inventat aceste vorbe, a fost mare. Mersul pe bicicletă, dacă l-ai învățat, nu-l mai uiți. Exact așa e și fotbalul, sportul. Centrările pe care le dădeau, mă vine în minte mitul Nicolae. Deci, da, când spui narat centrări, da, dacă ai peste 40 de ani, instant, exact, e primul nume care îți vine în minte. Primul nume care îți spune, dar fără să supe sau să pe nimeni, dar ce centrări dădea, păi, așa am ajuns. Să dau gol la UTA din centrările lui și să ajung să joc titular. Deci, tehnica lovirii mingii, exersau, studiau, știu, felul în care se implicau, nu știu, poate era alt aer, poate era altă mâncare, poate era altfel pregătirea, nu știu ce să spun, dar la ce condiții au în ziua de astăzi, ce tehnică de pregătire au, ce aparate au. Și totuși, tehnica lovirii mingii, mulți nu o posedă, nu știu, tactic se fac atât de multe greșeli, nu știu, de multe ori, poate suntem noi preexigenți sau, dar eu am trăit, am jucat și eu fotbal, pot să zic. Să fie oare de vină faptul că în acea perioadă jucătorii de calitate rămâneau în țară? Și nu puteau să facă pasul mai mare și în felul acesta, acum vedeți că
acum un pic răsare, câte unul puțin mai bun deja pleacă spre orizonturi mai bune. Vă întreb asta pentru că știu că ați plecat în Ungaria, dar ați avut în perioada aceea, chiar dacă era chiar imediat după Revoluție, exista gândul ăsta, visul ăsta, nu, să ajung să joc afară, să joc în străinătate, cum e la fotbaliștii de astăzi? Pentru că dacă vedeți de la 17 ani, primul lucru, da, sper să prind, să fac un sezon bun, după care visez să joc. Da. Nu știu, cred că la noi era, cel puțin la mine a fost altfel. Perioada comunistă, Revoluția, imediat după aceea ți se oferă șansa să ieși. Chiar dacă era țara de lângă noi, Ungaria, nu aveau un fotbal extraordinar față de noi, nu se comparau naționalele, vreau să zic. Nu știu, credeam, speram într-o viață mai bună, știu, condiții mult mai bune, nu știu de ce, deși sufletul și inima ți erau tot aici la noi, în România, dar asta, cred că ăsta era gândul. Poate câștigul material, mă refer, era mult mai bun. Eram foarte chiar apreciat. Chiar și atunci, chiar și dacă era vorba de Ungaria, era o diferență. Deci noi, în Ungaria, cel puțin eu în Ungaria, eram privit așa, toată lumea se uita de jos în sus, și eu credeam, nu știam ce să cred. Adică stăteam în bloc cu doctori, cu medici. Și tot timpul vorbeau cu mine, cu domnul Toderaș, deci respectul pe care ni-l oferau nouă fotbaliștilor, adică sportivilor, că fotbaliștii erau ceilalți din națională, nu eu cel puțin. Eu practicam acest sport. Nu e chiar așa, pentru că poate fi și o explicație pentru felul cum a fost primit la Debrecen. Eu mă aduc aminte de acea perioadă, dar nu mai mă indică exact anul. Nu m-am gândit înainte de emisiune să verific, poate găsim informații, pentru că abia acum am adus aminte, venim vorba. Nu știu dacă a fost în sezonul când ați venit dumneavoastră sau cu un sezon înainte, oricum era clar sfârșitul anilor 80 și știu că UTA a jucat un amical cu Honved Budapesta la Arad. Honved, care era nu echipă de prima ligă în Ungaria, UTA era atunci în divizia B, era o echipă de cupele europene și o echipă care dădea trei sferturi din naționala Ungariei. Numai era detarii, cred că veniseră și fără vreo 2-3 vedete, oricum era o echipă foarte puternică. UTA a câștigat 3-0 la Arad. Deci cred că era normal ca jucătorii români, mai ales din partea asta, când plecați în Ungaria, să fiți priviți ca și... Pentru că aveam un fotbal într-adevăr de mare calitate atunci. Și aveam de în spate acea steaua București. Toată lumea auzea România, steaua București. Câștigătoare de Cupa Campionilor. Exact, Cupa Campionilor. Deci, de unde vii? De la Arad, Helmut Ducadam, cel care a apărat 4 penalti. Deci era altceva, nu știu, eram altfel primiți, eram respectați extraordinar de mult. Aș vrea să vă întreb, cred că tot vorbeam de colegi și am văzut că aveți foarte multe nume, un lot foarte, da, foarte, chiar foarte am bogat. Cu toți colegii. Bine că nu trebuie să mergeți cu el la campionatul mondial, că trebuie să mai tăiați din ei. Că da, că nu avem voie, lotul e prea mare. Lotul e prea mare. Aș vrea să vă întreb, cum să la meciuri, cum să faceți selecția? Cine joacă, cine stă pe bancă? Cine e responsabil cu... La noi avem și antrenor. Exact, cine este antrenor? Antrenorul principal este Mitu Nicolae și secund este Grad Marius. Sfânt, ei fac lotul, ei fac echipa, ei fac schimbările. Deci, cum s-ar zice, președintele nu se bagă peste staful tehnic, niciodată. Deci nu e ca acceptă și la palat, nu sună telefonul pe bancă. Ei nu? Răspunde de ceea ce înseamnă echipă, joc, iar eu răspund de restul. Acolo sunt jucători cu CV important, cu activitate cu personalitate puternică. Cât de ușor le e să gestioneze? Eu zic că nu e chiar ușor și... Acum știți cum e, se bazează și sunt sigur că și noi încercăm să fim înțelegători, pentru că e mai mult un fel de joacă, e un fel de, nu știu, așa o chestie care încercăm să îmbinăm și utilul și plăcutul, încercăm să dăm o nuanță mai serioasă acestor întâlniri, prin a avea antrenor, a avea secund, a respecta sarcinile, a asculta, a da dovadă de înțelegere. Bun, apropo de seriozitate, văd că și din punct de vedere al imaginii sunteți chiar bine pregătiți, pentru că avem tricou oficial. Dar asta este primul nostru tricou care l-am luat
nu știu, eu țin foarte mult la imaginea noastră, țin foarte mult la felul în care ne prezentăm, felul în care vorbim, felul în care ne comportăm. Deci, nu știu, eu aș vrea și vreau ca noi să chiar să lumea, oriunde mergem, să ne aprecieze, să ne respecte pentru ceea ce suntem și acum și pentru ceea ce au făcut băieții și în trecut. Nu știu, eu așa consider și mă zbat și vreau să aduc cât mai mulți sponsori, să avem tot ce ne trebuie. Deci, cum s-a spune, oriunde mergem să fim și apreciați, dar și, nu știu, văzuți cu ochi buni. Cred că altfel e și starea când intrați pe teren într-un echipament care reflectă... Da, părerea mea asta e să fim frumos îmbrăcați, uniform. Contează, nu știu, pentru mine contează enorm de mult. Și sunt sigur că și băieții apreciază lucrul ăsta și sunt în același gând cu mine. Ați pomenit de sponsori. Totuși, un turneu ca ăsta nu e ușor de organizat, pentru că presupune niște costuri, întreaga activitate presupune niște costuri. Într-o România în care toată lumea se vaită că nu are bani, cum reușiți? Găsesc înțelegere, să știți, la oameni care, din punctul meu de vedere, au suflet și observă că dintr-un vis, dintr-o chestie, dintr-o joacă, s-a născut ceva. Și cred în noi, poate și respectul care ne-l poartă pentru ceea ce am făcut în trecut. Eu nu atât de mult, poate, ca și colegii mei, dar îi respectă, văd niște nume, trag o concluzie că este o treabă serioasă. Fiind oameni cu caracter și cu bun simț, iau încredere în noi și ne ajută. Ne ajută. Ar fi, poate, nu știu, incorrect să dau doar câteva nume sau să le spun numele, pentru că sunt cu trupul, cu sufletul cu noi, că sunt cu gândul, că ne ajută financiar sau ne ajută prin produse sau prin alt fel. Ei sunt cu noi, ei știu, noi îi apreciem și mereu îi invităm la orice activități pe care le avem. Ați întâlnit cazuri de oameni care să vă spună, păi cum să nu vă ajut că eram în tribună când ați dat? Da, sunt foarte multe cazurile în care ne întâlnim cu oameni, noi eram, sau pot să zic eu, eram unul pe teren și în tribună poate erau 7, 8, 9, 10 mii. Nu poți să-i ții minte pe toți, nu poți să-i cunoști pe toți. Și ți-aduc aminte de anumite perioade, faze plăcute, mai neplăcute din sport și ești dispus să ne ajute. Da, aveți un nou proiect, ok, vrem să vă ajutăm, vrem să facem. Cu ce pot să vă ajut, cu ce pot să vin în sprijinul vostru? Am întâlnit, să știți, foarte mulți oameni, foarte mulți și înțelegători. Atenție pentru cei mai tineri, vreau să fac o paranteză. Spuneți că erau în tribune 7, 8, 9, 10 mii în Liga a doua, în Divizia B. Da, era... da. Și un public foarte exigent. Ca să nu facem comparații greșite cu ceea ce se întâmplă, cu ce se întâmplă. Deci un public care cunoștea fotbal și era foarte exigent. Ați simțit pe teren, când erați pe teren, presiunea asta? În ziua de azi se vorbește foarte mult de presiunea publicului asupra jucătorilor. Jucătorii stresați rând, de galerie și nu dau gol. Pentru mine era, nu știu, mi se muiau picioare. Țin minte primul meci când am jucat contra echipei astea Târgu Mureș, picată din Liga 1 în Liga 2. Primul meci pe care l-am jucat, efectiv, în culorile Utei. Deci, a venit Răzăreanu și mi-a spus că voi juca titular în acel meci, primul meci pe care l-am jucat titular. Credeți-mă, mi s-au muiat picioarele. Câți ani aveți? 24. Dar nu mai erați chiar tânăr. Nu eram tânăr, dar totuși, ești într-un oraș nou. Ai venit, ești singur aici, 10.000 de oameni în tribune. Deci, o onoare, o plăcere, o dorință de a demonstra. Am avut și noroc, ăsta e adevărul. Am avut noroc că am dat gol în minutul 45 și de atunci mi-am apropiat oamenii, am început să simt, să interacționez cu ei după meciuri, să fii înconjurat de zeci, sute de oameni, să încerce să vorbească cu tine, să te întrebe, să încerce să te cunoască, să vadă, să-ți spună unde crede ei că ai greșit, unde crede ei că e punctul tău forte, care e punctul tău forte, care e punctul tău slab, să-i simți efectiv că vor să faci, să dai totul din tine. Asta contează enorm de mult pentru un sportiv. Enorm de mult. Și presiunea aia transformă presiunea, deci
transformă într-o chestie pozitivă. Ia-o ca o chestie pozitivă. Ia-o ca și a treia, a patra putere. Ia-o ca și un imbold. Ca și nu știu, o forță care te duce și te face să faci niște lucruri pe care tu poate nu crezi că ești în stare să le faci. Sau nu ai putea să le faci. Te ajută enorm de mult publicul. Enorm de mult. Și pe mine, ca spectator, în ziua de azi, când merg la meciul la UTA, sunt efectiv încântat de ceea ce văd, tribuna, non-stop cântă, non-stop sare, efectiv trăiesc acele momente, mă gândesc, uai, dacă aș putea să fiu iar în teren, dacă aș putea să joc acum, să dau, să fac, să mă duc la tribună, să mă duc la gard, să mă ridic, să, eu știu, să le arunc tricou sau să fac ceva, ar fi o senzație extraordinară. Timpul trece, din păcate, asta este. Și atunci au fost oameni foarte, foarte mulți și la meciuri, dar au fost, vă spun, inimoși, pretențioși, cunoșteau fotbal. Deci nu cine te apostrofa, te apostrofa pe drept, cine te lăuda, te lăuda pe drept. În ziua de azi, praice tot timpul ce să lauzi sau ce să corectezi, pentru că asta este, nu? A evoluat fotbalul. Nu știu. Era și comunicarea, era cumva poate comunicarea cu suporterii mai sinceră, dat fiind, exact ce spuneați, că după meciuri stăteați la discuții cu suporterii. Da. Astăzi toate se poartă prin intermediul rețelelor de socializare, unde de mult ori tonul folosit, nu știu, parcă duce lucrurile, fiecare parcă vorbește în filmul lui fără a exista un dialog. Adică suporterul merge acasă, intră pe Facebook, refulează acolo, își face jucători albe de porci care nici ei nu intră acolo să, evident, să răspund, și tot ce se întâmplă acolo. Mă amintesc că tădă, cum spuneți, atunci, după meci, suporterii, cei care erau cei mai înflăcărați sau cei mai, cum spuneți, cunoscători, stăteau, așteptau jucătorii și erau discuții cu jucătorii față în față, ochii nu după meci. Cum e mai bine? Cum era atunci sau cum e acum? Nu era, nu, după meciuri mai slabe poate sau după înfrângeri, nu aveați teama să dați ochii cu lumea nemulțumită? Sincer, nu. Cum să ai o teamă când câștigi un meci, te duci, accepți laudele, accepți, eu știu, mângâierile lor sufletești, accepți orice din partea lor, adică te simți bine și în momentul în care ai greșit, pierzi un meci. De ce să nu accepți și latura aceasta altă? Criticile, de ce să nu le accepți? A fost altă perioadă, nu știu, tehnologia a evoluat, mentalitatea atât a oamenilor cât și a jucătorilor de fotbal este alta, nu știu ce să zic, părerea mea că comunicarea tot timpul în viață a avut un final. Eu zic că marea majoritate a cazurilor bun. În momentul în care nu comunici, te închizi în tine și refulezi prin diferite, cum a spus dumneavoastră, rețele de socializare, eu zic că nu face bine nici jucătorului și nici suporterului. Se vorbește foarte mult astăzi că să scoatem în evidență lucrurile pozitive, să vedem și ce-i bun, nu doar ce-i rău. Nu contez că nu-i bine, dar la modul cel mai sincer, vă deranja când vi se spunea după că tu numești, nu ai jucat prost. Poate pe moment mă deranja, chiar mă și durea, îmi crea o durere sufletească, chiar am jucat prost, și atunci stăteam și mă gândeam, zic, oare chiar am jucat unde? Oare ce n-am făcut bine? Sau îmi ceream părerea, spunem unde crezi că, sau unde credeți că am greșit, sau unde vedeți voi? Și încercam să pun în balanță, ok, eu mă credeam unde mă credeam, știam că fac, știam că am făcut. Poate am greșit, poate viziunea mea sau ceea ce eu am simțit nu a fost bine. De ce să nu accepti critica? Cum accepti lauda, accepti și critica și încerci, ei te ajută. Ei te ajută enorm de mult, omul din tribune, că e cunoscător, că e necunoscător. El vede ceva, el trage o concluzie, accept-o, gândește-o și vezi, pune-o în practică. Dacă crezi că poți să devii mai bun, crezi că poți schimba ceva la tine, crezi că acel lucru te ajută, e benefic pentru tine, de ce să nu-l accepti, de ce să nu-l faci? Asta n-am înțeles. De ce să devenim reticenți, de ce să nu acceptăm niciodată nicio comunicare, să nu acceptăm că, da, putem fi și slabi, putem fi și mediocri, putem fi
Vai și amar de noi, cum zice românul. Trebuie să accepți, pentru că asta e viața. Și cu bune, cu rele. Dacă accepti bune, bunele, acceptă și relele. Bun. Părerea mea. Pentru că tot am început paralele cu ce se întâmpla. Sunteți nu doar fost jucător AUTE, președinte Asociației Old Boys, sunteți cum sunt toți cei care au fost de-a lungul vieții, au intrat în legătură cu acest club, sunteți un suporter al lui, pentru că mergeți la meciuri. Da. Ați văzut echipa sezonul ăsta și pentru că sunteți atacant. Vreau să vă întreb, cum vedeți ceea ce se întâmplă la UTA din punct de vedere al jocului ofensiv? Avem, de când am promovat în prima ligă, pentru că Liga 2 era altceva, dar de când am promovat în prima ligă, avem atacanți care marchează, în cel mai bun caz, 4, 5, 6, oricum sub 10 goluri pe sezon. De ce această diferență față de ceea ce se întâmpla acum 20-30 de ani, în care un vârf de atac de la orice echipă, dacă marcai sub 10 goluri, nu era atacat? Da, asta era și întrebarea în trecut. Ce poți joci? Vârf, câte goluri ai dat? 30. Oh, da. Câte goluri ai dat? 4. Vârf joci? No. Nu există. Deci asta era mentalitatea. Nu știu, eu zic că ofensiv. Păi UTA nu prea, nu știu, tactic, din punctul meu de vedere, eu n-am văzut o UTA ofensivă. Deci ceea ce, nu vreau să, înaintea lui Diuzi, nu prea se juca ofensiv. Aveai atacanți la 1,80 m. L-ai adus pe Cheșeru, care e un om de careu. Dacă echipa nu joacă, joacă defensiv, tu îți aduci vârful, care ar trebui să joace, poate, zic eu, asta e părerea mea, care ar trebui să joace un fel de pivot, să ai pe Ștal și pe Cheșerul de careu, Ștal, care scoate un om din joc prin dribbling, care mai dă o centrare bună, bună, chiar bună, chiar foarte bună uneori. Tu îi tragi pe ei după jumate, îi tragi în terenul tău. Fundașii lateral urcă foarte puțin, ceea ce pe vremuri era blitere de lege. Creai superioritate prin fundașii lateral. Capacitate de efort enormă a celor din. Și acum mai sunt și în ziua de azi sunt jucători care au capacitate de efort. Dar se urca. Nu exista repriză să nu ai 7, 8, 10, 20, 15 centrări. Păi cum era mitul? Dădeau centrare pe repriză. Atenție, centrări în careu, nu careu, în primul om, nu în spatele punții. Nu în primul om, ci nu în spatele punții, nu în primul om. Deci, cu părere de rău, sunt anumite chestii care, poate suntem și noi foarte critici, poate, eu știu, credem că fotbalul din vremea noastră a fost mult mai bun, mult mai selectiv, mult mai... Dar jucam pe atac, jucam de plăcere, țin minte jocul în care efectiv îi dominam, păi jucam acasă, hai termină, păi era primul cuvânt, unde jucăm acasă, păi haide, nici se punea problema, oare câte, cum? Când era discuțiile de suporteri înainte de meci, erau câtele dăm astăzi. Câtele dăm astăzi, da. Și ei vineau la meci să vadă acele ocazii, să vadă acele centrări, să vadă șutul la bară, să vadă, eu știu, l-ai băgat alunecare, l-ai rostogolit de vreo 2-3 ori, să te vadă că ești rupt, ești plin de noroi, ești transpirat, ești, eu știu, cu ochii bucul care ești zgâriat, ești tăiat, ești... Asta vreau să vadă goluri, de asta vine omul la stadion, să vadă gol, să vadă acel joc ofensiv frumos, eu știu, cu ocazii. Eu nu zic că în ziua de azi poate nu prea multă tactică sau... Vreau să vă întreb, am observat și la nivel, nu-i problema asta la UTA, și la nivel național, se marchează puțin. Am văzut și la campionatul mondial, se joacă foarte, foarte, nu neapărat defensiv, că au fost și echipe care nu jucă, dar chiar și echipele care joacă ofensiv, se înțeleg că joacă cu prudență. A devenit fotbalul un sport în care a devenit mai important decât să marchezi un gol, să nu iei? Da, cred că totul se bazează pe... Toți vor rezultate. Vor puncte. Vor... Nu știu cum să vă explic, dar... așa interesant. Foarte mult defensiv se joacă, se pasează. Sunt foarte puțini jucătorii care au anumite sclipiri. De-aia și ajung și sunt cine sunt. Nu știu, prea multă tactică, frica asta, teama asta de a ataca, să nu pierdem și dacă nu câștigăm, facem un egal, dacă nu facem un egal și pierdem, să nu luăm multe. Asta mi se păreau, nu știu, pe vremea mea, bănuiesc că înainte nici atâta nu era vorba despre, dar
să intri pe teren așa cu capul jumate plecat, mi se părea, nu știu, mi se pare, nu știu, ne la locul lui. Sunt în cazul acesta atacanții din ziua de astăzi niște victime ale acestei abordări tactice, pentru că într-adevăr dumneavoastră marcați foarte multe goluri, dar după cât, cum spuneți, avea și ocazii să buceau multe ocazii. Foarte mult exersam tactic, eram forțați să aveam câteva scheme, aveam câteva, poate chiar mai multe, eram obligați tot timpul, deci erai atacant, tu trebuia să fii în careu, trebuia să vii la minge, trebuia să ataci mingea, trebuia să fii acolo, iar problema cealaltă, mijlocașii extremele care ajungeau, centrări, exersau enorm de mult. Aveau și poate tehnica lovinge și, cum să vă spun, poate așezarea lor în teren. Erau poate și tehnicienii, aveau altă viziune, vedeau mult mai bine, nu știu, găseau oamenii potriviți, îi puneau pe posturile potrivite. Cel puțin la multe echipe, mie nu mi se cerea altceva decât să dau gol, să ajung în careu. Mi se spunea, între 16 și jumate, nu ai ce să cauți, nu ai ce să vii acolo și te focusezi pe ceilalți lateral, centrați. Eram obligat, încrucișări, vârfuri, jucam cu două vârfuri, 4-4-2, era pe vremuri, încrucișări, non-stop încrucișam, veneam la primit, redublare. Aba nu încerc eu să fac tactica sau să spun, dar erau anumite chestii pe care, sincer, în ziua de azi, nu prea le văd și când le văd, sunt uimit, zic, uite, în sfârșit, extraordinar, și aplaud, fără să vreau aplaud, adică, tinința, uite, opa, în sfârșit, ceva, ceea ce eu am trăit sau eram obligat sau să facem pe vremuri. Dincolo de asta, e clar că fie ca echipă cu probleme ei, dar până la urmă putem să dăm vina pe tactică, putem să dăm vina pe multe lucruri. În momentul în care vorbim de echipa națională, acolo avem oglinda fotbalului românesc. Nu o să vă cer dumneavoastră să o spuneți, nu vreau să vă pun într-o situație delicată, o să spun eu că nivelul din punct de vedere tehnic a jucătorilor de astăzi este mult, foarte mult sub ce exista acum 30 de ani. Din ce cauză credeți că s-a ajuns la a vedea jucători la nivel de vârf, chiar la echipa națională, care să nu stăpânească procedee tehnice elementare? Mă refer la preluare, joc din prima, pase, centrare, dribbling-uri, când vedem un dribbling e sărbătoare. Da, nu știu, s-ar putea și pedagogic vorbind, sunt lucruri elementare pe care eu, ca și copil, am început la 6 ani jumate, primul și în primul rând, exersam enorm de mult pasa, lovirea mingii cu interiorul, lovirea cu șiretul, cu exteriorul, ni se explica foarte mult, eram, nu știu, pedagogic vorbind, cred că nu, poate s-ar putea să nu avem persoane, antrenori, să nu avem la copii, poate nu mai se dă acel interes. În ziua de astăzi, ca în orice sport, aproape totul merge pe material. Sunt bani, avem, încercăm, facem, nu. Noi înainte abia așteptam, jucam pe câmp, jucam în curtea școlii, de la ore, nu veneam acasă, jucam pe beton, curtea școlii. Era dragostea asta pentru fotbal, poate și dorința asta, că nu toată lumea poate să se nască tehnic. Poate au fost alte generații, altă genă, nu știu ce să zic, dar nici nu cred că, nu știu, eu zic că și mentalitatea și stilul, felul de a gândi a jucătorului din ziua de azi este total diferită față de cea a celor dinainte. Eu așa zic. Condiții de pregătire au extraordinare, zic eu. Poate, fără să jignesc pe nimeni, poate nu-i materialul, nu mai este material, nu mai, cum se zice românul, nu mai avem material, nu știu. Ce să zic? Mă uitam și mă uit și mi-amintesc de structura fizică a foștilor jucători. Ce capacitate aveau, ce fizic aveau. Deci, efectiv, stăteau tricoule și short-ul pe ei, mai să nu pleznească, chiar dacă erau mărime mare. Nu aveți câte 5-6 accidentați pe tur de campionat. Asta e cel mai dureros în ziua de azi. La 20 de ani să-i văd că îi apucă cârceii, au crampe, au așa ceva. Eu nu știu, eu sunt surprins de așa ceva, nu știu, nu pot să-mi explic. Bine, adevărat că de obicei când cârceii apar la echipa care conduce, da? Da, și care conduce, dar prea multe simulare, prea, nu știu, fotbalul poate a evoluat din punctul de vedere a unora.
Dar dacă am fi să fim critici, eu zic că vorba noastră e mult, mult sub ce a fost înainte. Bun, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să revenim la evenimentul de sâmbătă. Deci, sâmbătă, unde organizați? La baloanele de la Liga de Savoia, lângă Bendea, ca așa știe toată lumea. Da, da, da. La orele 2, e teren sintetic, vom juca adică o repriză de 25 de minute, fiecare cu fiecare, vor fi 6 meciuri, după care rămânem tot acolo în bază, sus, la masă, repriza 3-a. La repriza 3-a, cum se zice. Da, cea la depănat amintiri. Da. Arbitri v-ați găsit? Că totdeauna trebuie să fie cineva de vină, pe care noi să fie supărați de serviciu. Noi de mult să vină Hațegan, dar din păcate cred că nu se va putea. Și o să vedem, stăm și ne gândim, acum avem câteva propuneri, vrem să aducem pe cineva mai reprezentativ, să vedem, dar nu știu, din Arad. Acum vom vedea. Ce urmează mai departe? Mai departe avem un turneu în vară, internațional în Austria, la Kessen, turneu internațional de 18 echipe, unde am și primit invitația. Am și plătit taxa de înscriere. Și unul dintre marile mele vise și dorințe ar fi să aduc la Arad foștii jucători ai Naționalei României din anii 90. Generația de aur. Generația de aur. Asta e unul dintre visele mele. Sper să reușesc să mi-l și împlinesc. Ar fi una dintre cele mai mari, cea mai mare onoare pe care aș putea să o am, să-i aduc pe ei și să strâng și în tribunele de la Arad cât mai mulți spectatori. A lăsat pentru final o întrebare care mi-a venit în cap în tipul discuție cu dumneavoastră, pentru că spuneați cum visați câteodată că marcați pe nou stadion. E o întrebare care am pus-o și când au fost reprezentația ai celor de la Academie, de la echipele de tineret, am avut echipa de fete aici. Vă întreb și pe dumneavoastră. Poate nu acum, că în condițiile meteo de astea e greu și o singură echipă să joace pe acest stadion. Dar nu ar fi interesant înaintea unui meci de campionat un meci demonstrativ să-l jucați pe nou stadion, să simțiți puțin și pulsul și noului? Ar fi deosebit de frumos și chiar ar fi o onoare, cel puțin pentru mine. Mi-ar plăcea, mi-aș dori. Sunt convins că lumea n-ar fi deranjat atunci să trebuiască să vină cu două ore înainte la stadion. Ar fi o onoare pentru mine și bănuiesc și pentru băieți. Ne-am dorit acest lucru, dar nu știu, am așa un sentiment că gândesc prea departe, nu știu de ce. Să vedem. Poate că a fost o minge ridicată, o centrare puțin, să vedem Acum eu încerc să vin la finalizare. Dacă cineva o ia din volei sau vă trimite pasa înapoi. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sper să fi fost și o inspirație pentru fotbaliștii UTE de astăzi, pe care discuția n-a fost, nu s-a dorit o fie o critică la adresa lor, ci poate cumva o altă perspectivă, o perspectivă care să-i știți, stimuleze, mai ales că duminică avem un meci important, în special pentru suporteri. Dar până duminică vă doresc mult succes cu organizarea evenimentului, să sperăm că va fi foarte bine din toate punctele de vedere, că prieteniile vechi se vor cimenta și mai tare, că vor curge poveștile despre o perioadă frumoasă a fotbalului din această parte de țară. Încheiem aici emisiunea noastră, dragi telespectatori. Vă urez o săptămână cât mai frumoasă în continuare. Ne revedem luna viitoare la Glasul Tribunei. Să sperăm după o mare victorie a UTE, că o așteptăm de prea mult timp. La revedere! Sărbate. Această emisiune v-a fost oferită de Romasia.